Nu știu dacă ați vedea că o să nu. Dar îmi place mai departe, știu să vă mai dau. Coi, ne dați nimic, nu eu vă dau certificat, că n-ați trecut. Nu știu că așa. Centrul Național Anticorupție a anunțat că 3 medici experți ai Centrului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă din Chișinău au fost reținuți și au fost escortați la sediul CNA pentru audieri. Potrivit celor de la Anticorupție, mai mulți angajați ai Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă din Chișinău sunt bănuiți că au luat mită în schimbul acordării unor grade de dizabilitate unor persoane care apoi beneficiau de facilități de la stat. Sumele pe care funcționarii publici le primeau de la pacienți sunt de până la 10.000 de lei. Vorba despre percheziții operate la 16 adrese de domiciliu și instituții publice cu scopul de a colecta probe suplimentare în dosarele pornite de procuror și CNA pe marginea pretinderii și acceptării de bani de către angajații Consiliului pentru diverse servicii, inclusiv acordarea gradelor de dizabilitate, reconfirmarea acestora, dar și pentru acordarea gradelor de dizabilitate pe viață. Probele deja administrate de CNA demonstrează că pentru un asemenea certificat, funcționarii publici primeau de la pacient sume cuprinse între câteva sute de euro și zeci de mii de lei. Potrivit ofițerului de presă al CNA, anchetatorii au făcut percheziții și la oficiul local din Rezina. De cealaltă parte, Ministerul Sănătății condamnă actele de corupție, menționând că atât instituția vizată, cât și ministerul vor coopera cu structurile de drept.